ce dracu scui pe mine tot șnițelul ăla? Preotul a ținut o slujbă de alungare a spiritelor satanice din casă, a terminat singur toată sticla de Alexandrion și s-a făcut căcat. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Bună seara, YouTube, și bine ați venit la ediția din sezonul 2 din Cine-i Janghina, un nou episod în care vorbim despre povestea dumneavoastră de la 1 mai, adică grătărele, sălățici, bătaie. I don't know what happened. N-ați dat banii pe benzină, n-ați tăiat castraveții corect, ați plecat cu banii pe bere, ați șutit niște sume de bani, n-ați pus bani la benzină. Ceva ați făcut voi, pentru că altfel nu ar fi poveștile acestea despre voi. Să le aflăm, că-s cu prietenii, că-s cu familia, poveștile de 1 mai sunt destule. E 30 aprilie acum, o să vedeți relativ repede acest video, zic eu, să nu mai trage de timp. Nu avem host astăzi, sunt doar eu. Bine ați venit la sezonul 2. La revedere! Streamul acesta este sponsorizat de Hotin Nails. Sunt niște unghii absolut minunate, sunt press-ons. Mi le-a făcut după un moodboard pe care l-am dat eu. Excuse me? Deci eu i-am dat un moodboard și a făcut asta? Who does that? Chifteaua scuipat! Doamne, sper din suflet ca cineva să fi mâncat o chiftea scuipată. Dacă asta nu-i povestea, voi fi foarte tristă. Pentru că e mult mai funny. Vreau ca cineva să fi mâncat o chiftea pe care cineva a scuipat-o înapoi în bol. Bun, prieteni, citim povestea, care începe foarte frumos. Stimată Rux, stimate cogazdă, nu avem. Stimați Twitch și posibil YouTube. Astăzi o să povestesc o întâmplare jenantă de la un chef. În primul și în primul rând, poftă bună Twitch și YouTube. Super. Faceți-vă un ceai sau cafea, stați cu minci relaxați și lăsați-mă să vă zic această taină magică, ca și cum am fi la un gossip session. Ador, stai jos. Descrieți tigaia. Deci ce a zis? Ia zi. Așa? Și ce a făcut? Totul a început cu un chef nebunesc pe tema unui grătar. Cu cumpărăturile deja făcute, următoarea zi aveam de gând să mergem toți la casa părintească a unui tip din grup. Această casă era într-un sat din apropierea Făgărașului, de unde era majoritatea. La vreo 25-30 de minute de oraș. Eu cu tipul la care casă făceam grătarul și cheful și o altă prietenă am ajuns primii. Ne-am pus la câteva țigări, bârfe necredincioase și povești, așteptându-i pe restul grupului care veneau împreună cu Răzvan. În timp ce îi așteptam, am menționat ca și glumă că eu beau doar lăptic din acela, știți voi care? No, I really don't. Apă și wet. E un fel de apă minerală cu alcool la doză. I know none of these things. Ok, a continuat să ne zică. Sunt bisexual și de aceea am zis că beau lapte din acela. Got it. Am râs ce am râs și după ce au venit și restul, am făcut grătărelul. În timp ce mâncam, prietena cu care eram înainte de a aștepta pe restul să ajungă, a menționat de gluma pe care am făcut-o. Răzvan m-a luat deoparte și mi-a zis, auzi, știu că ești așa și nu mai vreau să aud glume de-astea. Am interpretat cum ar fi citit Răzvan, Gheret, făcând aluzie la faptul că sunt bi. Nu m-am așteptat la asta de la cel mai bun prieten al meu, așa că am zis să nu mai gândesc la asta, să nu-mi stric starea și seara. Odată ce s-a lăsat seara, așa s-a lăsat și alcoolul pe gâtul nostru. Mai cine a scris poveștile astea atât de bine din sezonul ăsta deja? Eu nu eram foarte beat încă, însă Răzvan era. Îndreptându-mă cu un chef maxim, nebunatic, bombastic și incredibil de bun, de a dansa spre dance floor-ul din living room-ul unde dansau prietenii pe piese vechi românești, Y2K și Manele, am dat nas în nas cu Răzvan, care tocmai ce intrase în casă de la țigară. Se uită la mine up and down și scuipă pe mine tot ce avea el în gură. El mânca ceva fix când intra în casă. Mi s-au prins toate balele lui și mâncarea pe fața mea. Deci nici măcar n-a scuipat pe hainele lui, a scuipat în față. L-am împins în spate și am spus, ce dracu scuip pe mine tot șnițelul ăla? El, beat și neironic, m-a împins în spate și mi-a spus... Ăla nu e șnițel, e chiftea! That's horrible! Girl, I was fuming! El, făcând box pentru puțin timp în cadrul universității, se uită la mine fix ca unul din afișele alea de box cu Logan Paul. Was I ready to throw punches at him? Kinda. Dar nu prea puteam, că eu sunt o mamaie cu superputere de brațe spaghetti și nu pot să mă bat.
Unul dintre tipi s-a băgat între noi ca să nu ne batem sau ca să nu iau eu bătaia, I guess. Tot în aceeași seară, după ce am mai băut, băieții Alfa s-au dezbrăcat la bustul gol și au început să se bată cu apă. Oh my god, nu mă întrebați de ce, că mie nu mi se părea normal. Oh my god, urăsc când bărbații se dezbracă. I don't know if that says a lot about me. Urăsc când bărbații se dezbracă, like... Stop it! Am fost la o prietenă în Londra, am fost într-un club, erau pe puțin 8 bărbați dezbrăcați, dansând pe mese, aruncându-și cu tricoul în aer. Can you not? It is so disgusting, ești transpirat, băi, o scârbă totală. This is so straight man of them. Continuând. Aici, da, eram și eu beat. Pentru că eu sunt un bărbat divă și insecure about my body, nu am vrut să-mi dau jos tricoul în speranța de a face ceva funny, he thought, și de a mă face să-mi dau tricoul jos să fim ca toți frații, la mea. M-a stropit Răzvan din cap până în picioare cu apă. Răzvan deja e are antecedente de a stropi și a scuipa pe oameni. Why does he do that? S-a uitat la mine și m-a stropit complet, ca și cum ai țâșni muștar și ketchup pe un hot dog. O imagine super. M-am enervat puțin, m-am schimbat și n-am băgat de seamă. King avea tricou de schimb. A doua zi, după scripturi și mahmureală, Răzvan m-a întrebat ce am cu el și de ce l-am ignorat toată seara după ce și-a cerut scuze. Da, chat, și eu sunt confuz pentru că, bitch, what the fuck, eu din câte mi-a duceam aminte, nu și-a cerut scuze. Eram eu prea bad și el și-a cerut scuze fără să-mi aduc aminte sau question mark? I guess we'll never find out. Tune in for the next episode of Is It Schnitzel or Not? Când o să-l confrunt pentru a afla dacă și-a cerut scuze sau nu. Fast forward câteva zile, eu nu prea mai vorbeam cu el. L-am ignorat mai tot timpul când ieșeam cu toții, dar ce să vezi, venea ziua lui de naștere. Ziua lui era cu o zi după ziua tipului la care am avut cheful. La 12 noaptea, între cele două zile de naștere, le-am făcut surpriză la ambii cu un tort și le-am cântat la mulți ani. Deci am fost prezent pentru urarea de LMA a lui Răzvan, ba chiar eu m-am ocupat să iau tortul de la cofetărie. Foarte drăguț. Răzvan ne chemase pe toți când eram la grătar, deci da, și pe mine, la un party de ziua lui, în crama imensă a restaurantului pe care tatăl lui deține. Who the f*** are these rich kids? Pentru că eram tare supărat pe el, nu i-am răspuns la invitație și nu aveam de gând să mă duc acolo să fac scandal de ziua omului sau să-l fac să se simtă nașpa din cauza scandalului. Ba chiar am fost acolo când i-am cântat la LMA cu tortul și am și ajutat o prietenă să-i aleagă un cadou fain, plănuit de mine principal. După party, el mi-a scris foarte beat și nervos că nu-i sunt un prieten bun și că sunt de rahat. It's very brave of him să mă numească păpușă, prințesă și ragații, doar pentru că sunt bi. That's what he did. De atunci nu am mai vorbit cu el. I unfollowed his ass straight away de pe toate social media-urile și i-am făcut un gravestone emoji în telefon. I love that. I-am spus că nu vreau să fim prieteni până când nu se schimbă. Acum vă întreb, dragă Juriu Rux, eventual invitat special și chatul Twitch, poate și YouTube, dacă v-am făcut să râdeți. Ne-ai făcut. Cine este janghina supremă? Eu, pentru că m-am comportat nasol cu Răzvan și pentru că am făcut o glumă. Poate nu la locul ei. Ce glumă ai făcut nici măcar nu mi-amintesc? Sau Răzvan pentru cele enumerate mai sus? Excuse me? It's an easy janghina for me. It's straight up Răzvan. Răzvan cu șnițelul și chifteaua. Ah, gluma pe care am și uitat de gluma pe care a făcut autorul, în care i-a zis și îi place să bea. Mare lucru, ce să zic. Înseamnă că dacă au putut să facă această glumă de față cu Răzvan, he really considered Răzvan a true friend, care își permite să facă glumele astea și crede că nu va fi judecat. Lo and behold, a fost foarte judecat. Și de ce îi scuipa mâncare pe el, după aia scuip și apă pe el? I hate him. Autorul pentru mine este un înger pe pământ. And I love him. Autorul pentru mine, not junkie, un înger. Dar, Răzvan, luați-vă punctele, prieteni, pentru că janghină umană era prietenul lui, se considerau prieteni cei mai buni and he was f***ing rude. Și prietenul a dat, autorul a dat dovadă de o prietenie pură pentru că în continuare i-a ales cadou de ziua lui, adică nu s-a supărat pe el forever. A ajutat o prietenă să aleagă cadou, s-a dus la cofetăria, a luat tortuleț. Foarte bine că i-a pus mormânt emoji la numărul de telefon. Să fie sănătos. Urme doarea povestii, un titlu interesant despre care chiar nu știu ce să cred. Povestea se numește Desene demonice și începe cam așa. Bună Rux, chat și posibil invitat, bună domnul Vlad. Oh, nu e aici cu noi, dar e în chat și mereu se bucură. Povestea de astăzi este despre masa de 1 mai. Familie, preotul din sat, grătar și acuzații de blesteme și satanism. Pe la vârsta de 5 anișori am asistat la o întâmplare extrem de traumatizantă. Totul a început într-o dimineață de 1 mai. Eu stăteam liniștit
liniștit în pat, uitându-mă la desene, neștiind ce mă așteaptă în acea zi. Eram un copil energic și extrem de curios. În acea zi era și ziua bunicului meu, pe care o să-l numim Ion, iar pe bunica Constanța. Săruna doamna Constanța, deși nu vă cheam așa. Mama și tata nu făceau parte din acțiunea poveștii, deoarece erau plecați în orașul vecin. În decursul acelei dimineți, toate rudele, în total 4 perechi de unghi și mătuși, 3 verișori și nașii de botez și cununie. Eu mi-am continuat sesiunea de desene în camera de zi, în timp ce bunica pregătea masa pe festivă. Unchii și nașii pregăteau grătarul, așteptându-i pe ei mei să vină cu carnea și legumele pentru grătar. Bunicul făcea cafeaua pentru toată familia în casă, verișorii mei fiind mai mari ca mine, nu stăteau cu mine, preferând să stea în curte. În acel timp la televizor se derulau desene legate de experimente, unele extrem de interesante. Am văzut eu că dacă tragi cu o forță destul de mare o hârtie de sub un obiect, reușești ca obiectul să rămână în picioare. Așa că m-am gândit să încerc și eu. Oare cu ce puteam încerca? Cu masa pregătită de bunica afară în curte? Pe masă erau supa, farfuriile, cuțitele și restul mâncării pregătite pentru invitați. Dar până să încerc asta, a venit preotul. Verișorul meu cu nașa, dar și un prieten bun de familie. Ce căuta și preotul la masa de 1 mai? Binecuvânta mâncarea? Ah, nu știu ce sărbător să ne mai ia. Au intrat toți în casă să bea cafeaua împreună cu el și să vorbească de la anumit blestem pe 3 generații din partea bunicii. Am ieșit din casă fără să mă vadă și am tras tot ce era pe masă. Bunica, văzând asta, a început să fugă după mine. Eu, ca să mă feresc, am dat în grătar, acesta căzând, iar bunica picând pe jarul încins, luându-i foc hainele. What? I thought this was a funny story. What? Noroc că era o găleată de apă lângă ea, reușind să stingă focul de pe haine. Toți s-au adunat să stingă focul, deoarece deasupra focului produs era o viță de vie. Ai ars toată casa? Eu m-am ascuns în grădină toată ziua, ieșind de acolo doar seara de frică. Apoi am aflat că bunica a fost dusă la spital cu arsuri de gradul 2 la nivelul picioarelor. Bunicul a făcut un atac de panică extrem de grav, necesitând un medic, iar preotul a ținut o slujbă de alungare a spiritelor satanice din casă, căutându-mă și pe mine să poată să-mi țină o slujbă la rugămintea mătușii mele. Deci erai un drac de copil, literalmente. De atunci, la fiecare zi de naștere a bunicului meu se povestește despre asta. Eu scăpând, ai mei nepedepsindu-mă. Preotul a zis că era satana în mine și ne lăsându-mă să mă apropii de el. Întrebarea este, cine-i Janghina? Eu, bunica sau preotul? Wow, o poveste absolut superbă. Doamna bunică, sunteți bine? S-au vindecat rănile? Vreți să ne spuneți ceva din partea autorului care e în chat? Vă mai iubiți nepotul? Nu, la foc e ok și ea și bunica și Via, ce drăguț, mă bucur. Am să zic așa, bunica, na, Janghina, bunica este un înger. Preotul e puțin janghinos, clar, că a alergat după copilul ăla să crede că e satana în el. Ai, deci n-aveți niciun blestem, doamnă, sunteți bine, mersi. Dar, and I'm sorry for this, Janghina supremă în această poveste este foarte clar că este copilul. E foarte funny, sure, e un copil, nu știa ce face, dar e mult prea, este mult prea amuzant. Copilul este Janghina supremă. A făcut atâtea lucruri, doar că s-au gândit desenele animate. Ok, un alt element important de la grătar, așa nume lemnie. Trebuie să citești cu accent ardinez. Lemnie. No, hai că-s lemniele astea. Lemnie. Și să-l țip. Lemnie. Ok. Foarte frumos începe povestea. Oh, dar ce onoare să citiți acest mesaj. Context. Eu mă gândeam să trimit povestea lui Rux, dar inculpatul consideră că se potrivește mai bine unui video de la Fire, deși e un pic mai out of context pentru ambele cazuri. N-am ajuns la un consens, așa că vă vorbiți voi între voi dacă merită la unul, la altul sau la coșul de gunoi. Noi proști am fost oricum, deci nu avem nimic de pierdut. Am scris o să meargă oriunde. Enjoy și pupici dulci consensuali. Vălin, nu am vorbit nici cu Rux, nici cu Silviu. Am decis eu sigur că se potrivește aici. Mulțumesc! Trigger warning. Că la un moment dat, povestea devine ușor anxiogenă. Stați liniștit, niciun ardelean n-a fost vătămat. However, regardless of the fun of the story, e o lecție pentru oricine merge la cabană, to be honest. Anxiogenă? How? Să vedem. A fost o dată ca niciodată un grup de fraieri singuratici care au vrut să meargă la o cabană primăvara la munte, pe ieftineală. Am găsit o căbănuță jos, pălăria, în munte, în inima României, tot era super, proprietara o scumpă, cabana avea o pisică docilă și simpatică, iar noi eram gata să bem, în principiu.
Căpetenia grupului nostru, să-i spunem Cosmin, e un ardelean milenial foarte organizat, corect și atent. S-a asigurat că toate detaliile sunt puse la punct. A vorbit cu proprietara, care i-a amintit că spre seară să aprovizionăm soba cu lemne, lemne din spatele cabanei, pentru că este totuși un risc să murim de frig dacă bem prea tare și uităm cumva de sobă. Nu mi-amintesc dacă s-a oferit sau nu să treacă dânsa mai pe seară să se ocupe. Sunt aproape sigură că i-am zis ori eu, ori Cosmin că ne descurcăm. Doamna a plecat și dus a fost. Ne-a văzut adult serios în toată firea și responsabil, I guess. Little did she know. S-a făcut grătarul, s-a pornit băutul, lucruri simple și omenești. Îmi place cum este să povestesc. Eram toți destul de bine și de alcoolizați și ne umblam de colo-colo, ba în casă, ba afară, la grătar, beam, era cam haos. Când a început să facă târziu, parcă totuși ceva din ce mai rămăsese din simțurile noastre s-a activat la unison și ne-am dat seama de ceva foarte grav. Nu mai era soba în cabană. Trebuia citar de liniște, n-o scuze. Atunci, Cosmin, no, nu uitați că ardelean milenial e foarte important pentru plot. Alcoolizat și dânsul, a atins de Sfântul Duh și organiza liderul bețivilor pentru a rezolva problema unei posibile hipotermii de grup. Tot testosteronul și vișinata i-au pompat plămânii pentru a putea striga spre organizare. Lemnele! Trebuie să aducem lemnele! Am toată încrederea că ați pronunțat corect. No, ne-am dus ca niște cruși fără cap. What is this expression? Ca niște cruși fără cap cu el în frunte, în spatele cabanei, cu el strigând lemnele! No, nu eram luciți în momentul respectiv, dar s-au adus foarte multe lemne. La un moment dat, Cosmin s-a urcat pe propria mașină pentru a ajunge la altă grămadă, total nenecesară de lemne, dar am adus-o și pe aia în casă. După ce s-a recăpătat temperatura bazală în cabană, s-a continuat partidul, n-o ca și cum nimic nu se întâmplase. Numai că mi s-a făcut rău la un moment dat, așa că am ieșit afară. Am stat ceva timp să iau aer, iar când m-am întors în cabană, am rămas perplexă și am încremenit pentru că nu știam ce să fac. Era plin de fum. Nu vedeam 2 metri în față, iar Cosmin și restul stăteau letargici pe carapea, zici că eram în ultimul hotbox. Era evident că deja începeau să se intoxice. Voi nu vedeți că-i fum? Eu zic gata să fac un atac de panică. Ioi, ce zici tu? E soba, nu-i bai. Alo, ridicați-vă, haideți afară că murim, deschideți ușile, geamurile, scoateți lemnile, hai sus. Nu, că-s destule lemne, îs prea multe, băi, în sobă vă intoxicați. Mă rog, după ce s-au uitat la mine ca la felul 14 și au crezut că exagerez, am respirat adânc, i-am tras de mânuță câte unul afară, au tras 2 guri sănătoase de aer rece și s-au speriat și ei după ce au intrat înapoi și s-au dat seama dacă mai stăteau mult pe canapea, făceau intoxicație cu monoxid. Să nu mai zic că vreo 2 se puseseră deja la somn. Nu. Cosmin s-a trezit din beția carbonică a lemnelor și a început să remedieze situația. Bine, până la urmă s-a rezolvat repede, dar eram prea anxioasă să mă culc, așa că am stat trează toată noaptea cu pisica în fața sobei să mă asigur că nu riscăm să murim, iar iubita, ca un copil mare ce sunt. It's okay, I'm in therapy. Mulțumesc că ați citit și nu uitați să nu lăsați alcoolul să vă să vă pericliteze vreodată siguranța. De ce mi-a luat așa de mult? Dacă se pune întrebarea cine-i Janghina, Cosmin, pentru că s-a îmbătat și nu și-a dat seama câte lemne băga în sobă, doamna proprietar pentru că nu s-a ocupat de ea, eu sau soba? Personal, aș vota soba. Vă pup! Știu că a fost trigger warning, dar chiar nu mă așteptam să fie o situație atât de periculoasă. I mean, sure, soba was a bit janghinoasă. I'm a little shocked. Proprietara când a curățat soba. I mean, cred că e proprietara când adevăr n-a curățat soba și totuși știi că sunt adulți, dar știi că se îmbată și ei avertizat să mai aducă lemne. So, numai bine mai treci o dată pe la proprietate și verifici dacă au făcut asta. I don't know much about sobes. Aveam sobă la țară, dar obviously eram un copil și niciodată nu o umpleam eu. Odată am aruncat un ambalaj de la o bomboană în sobă că aveam să văd cum arde. A fost poetic. M-a certat bunica mea. I guess you shouldn't burn plastic in it, so... Obviously primarul, că nu le-a băgat gaze în sat. Nu, ai că aveți dreptate. Am votat Cosmin, dar proprietarea e mare. Ok, Cosmin nu mi se pare... Știu că era liderul grupului spus, dar nu mi se pare că el e janghina principală, că era la fel de alcoolizat ca celălalt, șor, a strigat lemne, și-a pus prea multe lemne în casă și s-a urcat pe mașină și a mai luat un rând de lemne. Dar nu știa, nu e ca și cum toată lumea are knowledge despre sobe. De ce contează că era milenial și ardelenean? Milenialii ardeleni știu multe despre soba? I don't think so. Cred că soba. Îmi pare rău de persoana asta, care a stat toată noaptea trează cu p
pisica în brațe de frică că o să fie monoxidați. Ok, nu mi se pare Cosmin, nu mi se pare autoarea, nu mi se pare restul de prieteni, ne-am și uitat restul de persoane, cabana e janghinoasă, soba e și ea janghinoasă, dar at the end of the day, eu personal, ca om persoană, janghina e proprietară. Fii dracu și mai verifici tu niște adolescenți beți mileniali ce sunt. Mai vii și tu, nu stai și atâta. Yes, mâini ăștia care se bucură că au pus puncte. Bucurați-vă că adevărul se zice, nu că ați pus voi puncte. Următoarea poveste se numește Grătarul Aniversar, este ultima pe această seară. Bună Rux, bună Chad, bună invitat special dacă există. Nu există. Povestea mea începe în vara anului trecut. Se făcea că fusese ziua mea... Povestea care începea cu se făcea că fusese ziua mea în urmă cu câteva zile și iubitul meu abia venise de la Câmpina unde făcea școala. Venea doar în weekenduri. Îmi doream să petrec timp cu el, să ieșim puțin prin oraș cu ocazia zilei mele de naștere. Ca să vă fac o mică idee despre relația noastră, suntem exact ca Adrian Elicopter de Lupă și Alexandra. Dacă ăștia ar fi format un cuplu, același tip de umor, aceleași comportamente, aproape aceleași ocupații. Eu nu sunt student la arhitectură, sunt nail artist. Totul era bine și frumos până când iubitul meu îmi spune că trebuie să mergem noi la casă pentru că mama lui mi-a pregătit un grătar de ziua mea, la care invitase niște rude random de ale lor pe care nici măcar nu le cunoșteam. De ce vrea să mergi la un grătar la soacră ta și la rudele ei? Inițial nu aveam chef să merg, totul understandable, dar mi-a spus că îl va certa tatălui, o să-i spunem Nelu, care abia venise din străinătate, că nu stau și cu el și în final am cedat insistențelor. Ajuns la fața locului, am fost întâmpinați de un peisaj rural unde patru femei și o babă urucioasă stăteau și pregăteau carnea pe grătar. Ce cu baba urcioasă? Iar bărbații familiei stăteau la masă în curte, savurând ciucaș. Again, motivul ciucașului în comunitatea asta. Fantoma plină de ciucaș și Alexandrion, în timp ce se prefăceau că își supraveghează copiii. Invitat la acea masă era și fratele lui Nelu, să-i spunem Stelică, care era bețiv, toată lumea de la masă era conștientă de asta, așa că i-au dat un ciucaș mic să se simtă în rândul lumii și i-au spus că doar atât are voie să bea. I-a dat un baby ciucaș. Am uitat să menționez că toată lumea credea că grătarul e pentru Nelu, a cărei zi de naștere fusese cu o lună în urmă și toată lumea îi spunea lui la mulți ani. Și Caleu mă doare, în special că teoretic era grătarul de ziua mea, dar poate sunt prea dramatică. Nu e scumpa. Nelu, cum se dă mereu în strambă pe oriunde e, a pus toată băutura pe care o primise cadou pe masă. Bineînțeles că Stelică nu s-a putut abține să nu se servească și până a fost carnea gata să ne punem la masă, a terminat singur toată sticla de Alexandrion și s-a făcut căcat. Toată lumea intrase în casă să mănânce, doar Stelica a rămas afară pentru că a zis că era rău, împreună cu Măsa, a.k.a. baba urcioasă, gare, deci vine o hușiezi, care îl înjura că s-a îmbătat. Când se ieșim afară după ce a mâncat, îl vedem pe Stelica cum cade ca un lemn peste un leagăn de fier improvizat, cumva a ajuns sub leagăn și a adormit acolo instant. Wow! Toată lumea a început să-l certe pe Nelu că a pus băutură pe masă, știm prea bine că fratele lui e bețiv și că nu se poate abține. În acel moment, Nelu, care este cea mai mare drama queen pe care am întâlnit-o până acum, a luat foc. Cum să fie vina mea? Păi ce, i-am turnat eu băutură pe gât? Eu doar am pus pe masă să servească oamenii, să nu zică că eu am băutură și o țin doar pentru mine și nu servesc invitații. Also, și Nelu era beat. După ce s-a scandalizat în curte, a dispărut pentru câteva secunde, urmând să se întoarcă în mână cu o înghețată și spunând: firea al dracu de bețiv, îmi strică mie tot grătarul să mă facă de râs la fata asta, la mine, adică. În timp ce ținea acest discurs, încerca să-l ridice pe Stelică de jos. Toată lumea îi spunea să lase în pace, să ne vedem în continuare liniștiți de petrecere, dar Nelu nu mai avea ochi și urechi pentru nimeni. Singura sa misiune era să-l trezească, cred, pe fratele său. După ce a reușit să ridice în fund pe Stelică, a început să țipe la el, punându-i că știe că el doar se preface că e beat, pentru că l-a văzut el când a băut și mai mult de atât și nu a pățit nimic. Și acum se preface ca să-l facă de râși, să-i strice petrecerea. Sure, o să mă prefac mort de beat așa stând într-una, dormind sub un leagăn, doar ca să-ți stric petrecerea. Simultan cu acest discurs aberant, încerca să-i îndese în gura cea înghețată cu care venise. Stătuit de comportamentul dramatic al lui Nelu, iubitul meu și cumnatul lui Stelică l-au luat în brațe să-l ducă acasă. Eu, împreună cu verișoara iubitului meu, mergeam în spatele lor. După 3 minute de mers, îl auzim pe Stelică cum spune: stați, că vine să mă pici! Nu, un om beat care vine să se pișe, nu. Ne-am oprit și apoi ne-am întors cu spatele ca să nu vedem nimic. Ia, my man Stelica said, pauza de pipi. Pauza de pipi, în gură.
În mintea mea chiar mă întrebam, oare cum o să-l țină? Nu știu ce s-a întâmplat, dar Stelica în beția dânsului s-a bălâncănit stânga-dreapta, reușind cumva să arunce cu urină pe iubitul meu și pe cumnatul său. Aceștia, speriindu-se, au luat mâinile de pe el, fără să realizeze în acel fragment de secundă că Stelica nu se poate ține pe picioare. Și normal că a căzut fix în boscheți în care se pișa. Într-un final, a reușit să-l duc acasă și aici se termină povestea mea. Also, condoleanțe pentru Stelica, care a decedat acum câteva săptămâni de la băutură. Wow. Ce o să fac acum? Fac un mort de anghina? I mean, it is a first on this stream. Am făcut un copil de 3-4 ani. 5 ani. Acum, un mort. Cine-i Jeanghina? Iubitul meu, pentru că m-a dus acolo. Stelica, pentru că s-a îmbătat și a murit. N-a zis și a murit. Nelu, pentru că a stricat petrecerea. Sau eu, pentru că era ziua mea. Vălin, îmi pare rău, nu știu să fac introducere. Notă, Vălin, te iert. Sunt între iubitul, care a chemat-o la asta, putea să fie persoana mai matură și să zică, mamă, nu doresc să o chem pe iubita mea la un grătar organizat de tine, unde tatăl și cu unchiul Stelica se vor îmbăta. Sau tatăl, care a pus băutura pe masă, a făcut o întreagă scenă, i-a pus înghețat în gură. What? Why would he do that? Deci s-ar trezi de la înghețată. So, sunt între Nelu și iubit. Iubitul a fost nașpa că a chemat-o. Mă rog, probabil credea și el că nu o să fie așa de rău grătarul, știi? Și se părea kind of cute că mama lui o vrea la grătar, că o acceptă. Who knows? Adică nu pare atât de nasol iubitul. Pare că a avut o intenție curată, știi? Nu știm. Sor Stelica e foarte janghinos ca om, nu se putea abține. But I'm sorry, Nelu, să ia toată atenția de la fata aia când grătarul era pentru ziua ei și știa de la nevasta că grătarul era pentru ziua ei, că eu fi zis nevasta, am văzut că am chemat-o pe fata asta la grătar. Și ziua lui a fost acum o lună și el credea că lumea a venit pentru el? Nu. Și s-a lăudat cu alcoolul. Nelu e a man child. Nelu e un băiețel. Și a primit cadouri, eu nu. Opa, autoarea e încet. Dacă este iubitul, sunt bucuroasă că oricum sunt certată cu el momentan. Înțeleg că iubitul e janghinos și o să-i dau lui iubitul o janghină de 80% așa. Hai să mergem în cilișa. Deci lui Găgică să-i dau un 80% de janghină, da, da, da. Stelica, să-l Dumnezeu să-l ierte. Las că nu vreau să-i fac probleme în iad. N-a janghină. Dar adevărata janghină și janghina supremă pentru mine este Nelu, care și-a făcut de cap la petrecerea asta, deci că era a lui, a dat băutură, a luat băutură, i-a băgat înghețata în gură. Nelu de ce nu l-a dus pe Stelica acasă și s-a pișat Stelica pe ea? Lasă că Nelu-i janghina. Nelu. Nelu-i janghina supremă. Am votat. Și ăsta a fost episodul 1 din sezonul 2, un episod despre 1 mai, dramele sale. Vă aștept pe Twitch, unde, again, puteți să votați, oamenilor le place să voteze și să ghicească cine este Jeanghina. Nu uitați să dați subscribe, pentru că 60% din voi nu sunt subscribe, and that's just Jeanghina behavior. Vă pup! My man a făcut un mare 180, nenorocindu-ne pe amândoi în fața mașinii de poliție. Își dă jos sutienul și provoacă să fie masată pe cireșele. Am plonjat afară din mașină pe stradă? Excuse me?